această lume în care instituția familiei este tot mai atacată și mai despuiată de valoarea dată de Dumnezeu încă din zorii istoriei, când căsnicia a devenit aproape o formalitate, la Credo TV vrem să declarăm: pentru mine și familia mea, căsătoria este importantă. De ceva vreme în România, și noi am mai vorbit despre aceasta, săptămâna 7-14 februarie este prilejuită sau prilejuiește sărbătoarea familiei sau Marriage Week, așa cum a pornit ea cu mai mulți ani în urmă undeva în Marea Britanie. Alături de mine se află astăzi o parte din echipa care pregătește această sărbătoare la Cluj-Napoca și pe care invit să ne împărtășească gândurile care i-au mânat să intre în această, în organizarea acestei săptămâni. Așadar, alături de mine este Corneliu Sechei Hațegan, coordonator național Marriage Week, Petru și Lidia Leahu. Bine ați venit! Mulțumim! Și Adi și Cristina Atanase, din partea Family Life. Bine ați venit și voi! Mulțumim! V-am invitat la inițiativa voastră, de fapt, să ne spuneți ce anume v-a determinat să vă implicați în organizarea acestei sărbători, sărbătoarea căsătoriei la Cluj-Napoca. Și te rog, Corneliu, să ne spui mai multe amănunte despre Marriage Week. Săptămâna căsătoriei este un lanț internațional de evenimente și promoții pentru cuplurile căsătorite. A pornit în Marea Britanie în anul 1997, sub denumirea de Marriage Week, și constă în seminarii pe tema familiei, seri de film pe tema relației de cuplu, cine pentru cuplurile căsătorite, slujbe religioase având ca tematică familia, ieșiri pentru familii, dezbateri pe tema familiei, concerte despre pe tema dragostei, manifestări artistice și nu în ultimul rând promoții și oferte speciale oferite de către firme. Și aici includem restaurante, florării, etc. Am putea spune că acest proiect s-a extins cu repeziciune în ultimii ani în foarte multe țări din Europa și din lume. Momentan există în Germania, Elveția, Cehia, Ungaria și în anul 2009, eu împreună cu soția mea, am adus acest proiect în România. Lucrăm la acest proiect de 4 ani și acum ne pregătim în Cluj-Napoca și în România pentru ediția a patra, 7-14 februarie 2014. Și anul trecut am mai avut un interviu aici, erai doar cu Georgiana, dar ce se întâmplă în general la o săptămână de Marriage Week? În săptămâna căsătoriei, la fiecare ediție, sunt evenimente diverse organizate de către biserici, de către fundații, evenimente care ei le organizează la sediul lor, sau pot avea loc și evenimente la nivel de oraș, evenimente care sunt eforturi concertate al mai multor biserici și organizații, după cum avem și la Cluj-Napoca niște evenimente majore la nivelul orașului, la Cinema Mărăși, niște seri de film pe tema familie, respectiv o cină romantică pentru cuplurile căsătorite. Și colegii tăi de aici se implică fiecare în câte ceva. Familia Tănase, vă rog să ne spuneți cum vă implicați și de ce? Mulțumim. Ne implicăm alături de Marriage Week, alături de alte organizații și alte instituții, pentru că este inclus în viziunea Family Life România, să ne rugăm și să acționăm împreună cu alte instituții și organizații. Și ținta noastră în 10 ani de zile ar fi să atingem 30.000 de familii. Asta este o dorință pe care o avem, ca să poată să cunoască și să urmeze planul măreț al lui Dumnezeu pentru căsnicie. Și de asemenea, un scop pe care noi îl avem ca și organizație Family Life, ne dorim ca familiile să înțeleagă cum pot să dea mai departe o moștenire evlavioasă, valori sănătoase pentru copiii lor, generația de mâine. Și ăsta este motivul pentru care suntem alături de alte biserici, instituții, organizații.
și am primit cu bine atunci când am fost provocat să ne alăturăm celorlalți. Și pentru mine este o plăcere să lucrez în primul rând alături de soțul meu, dar și alături de alte persoane, alte familii și alte organizații care au pe inimă să facă ceva pentru familiile din România. Din 2006, de când familia noastră, eu și cu soțul meu, lucrăm în acest domeniu al familiilor, am întâlnit multe cupluri, mai ales tinere, care își pun întrebarea: oare am ales bine atunci când m-am căsătorit? Am ales bine persoana potrivită sau nu? Și această întrebare este ceva care le macină destul de mult și poate să distrugă o căsnicie dacă nu reușesc să-și dea răspunsul potrivit. De aceea mi-ar place dacă îmi dați voie să citesc un citat pe care l-am luat din cartea Secretul unei căsnicii fericite, scrisă de Zig Ziglar, citat care se regăsește și în materialul Arta căsniciei, care va fi folosit în data de 11 februarie, într-unul din evenimentele care îl facem alături de Marriage Week. Aici la Cluj-Napoca. Da, 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 aici la Cluj-Napoca. Deci citatul se găsește la pagina 14 și spune așa. Mă, puțin, ne-ați prezentat materialul din care lucrați, cu care lucrați și cu care o să vă prezentați, înțeleg, la Cinema Mărăști, unde o să aibă loc evenimentul acela. Da, poate ar fi bine întâi să prezentăm materialul. Da. Deci în cadrul la Family Life lucrați cu asemenea materiale. Da, da, este un material nou care este disponibil pentru familiile din România începând cu toamna 2013 din octombrie. Aș vrea ca soțul meu să spună mai multe despre material. De fapt, Arta Căsniciei este un program din 6 sesiuni video și însoțit de un manual. El are, este proiectat, are ca scop să poată să fie folosit de orice om, de oricine își dorește ca în comunitatea în care se află să aibă familii puternice. În toate cele 6 sesiuni video pot fi întâlnite învățături ale păstorilor, teologilor, care vorbesc despre valorile familiei. De asemenea, pot fi găsite povestiri și întâmplări de viață, din viața de familie, oameni care au trecut prin probleme de-a lungul căsniciilor, povestiri amuzante de asemenea, dar și întâmplări teribile, așa cum este viața, cu bune și cu rele. De asemenea, putem să vedem și opinii ale oamenilor de pe stradă. Așa mai pe scurt, dacă ar fi să caracterizez materialul ăsta Arta Căsniciei, pe care îl avem cu noi, așa cum am spus, pachetul e format din două manuale și 3 DVD-uri. Pe fiecare DVD se află câte 2 sesiuni. Aici este Arta Căsniciei. Așa mai pe scurt aș spune că este un material atrăgător și chiar amuzant. De ce nu? Învietor pentru a da. Ne organiza puțin familia, dacă avem Sigur întrebări. Da. Și cred că orice familie are întrebări. Sigur. Deci la pagina 14 o să citesc acest citat scris de Zig Ziglar în cartea lui Secretul căsniciei fericite. N-am cum să știu dacă te-ai căsătorit sau nu cu persoana nepotrivită, dar știu că mulți oameni au tot felul de idei eronate despre căsătorie și despre ce presupune fericirea și succesul unei căsnicii. Voi admite fără ezitare că este posibil să te fi căsătorit cu cine nu trebuia. Totuși, dacă te vei raporta la persoana nepotrivită, ca și cum ar fi persoana potrivită, ai putea ajunge în final să fii căsătorit cu persoana potrivită. Pe de altă parte, dacă te-ai căsătorit cu persoana potrivită, dar te porți rău cu ea, cu siguranță vei ajunge, în cele din urmă, să fii căsătorit cu persoana nepotrivită. Mai știu de asemenea că este mult mai important să fii genul de persoană potrivită decât să te căsătorești cu persoana potrivită. Pe scurt, ține în primul rând de persoana ta dacă ești căsătorit sau nu cu cine trebuie.
De aceea, atunci când ne-am gândit ce sesiune din materialul Arta Căsniciei să o difuzăm în data de 11 februarie, în evenimentul care îl organizăm împreună, la Cinema Mărăști, am ales sesiunea numărul 1. Pentru că această sesiune, care se intitulează Dragostea apare, ne prezintă foarte frumos și ușor de înțeles pentru oricine care este scopul unei căsnicii și cum putem fiecare dintre noi să ajungem să avem o căsnicie fericită. De asemenea, o idee care reiese este aceea că avem nevoie să ne gândim la partenerul nostru și să-l primim în inima noastră, în mintea noastră, în ființa noastră, ca fiind un dar perfect care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, din citatul care l-ați dat, înțeleg că dacă ne raportăm, adică dacă mă uit la persoana, la partener, zic, nu e potrivit pentru mine sau e potrivit. Dar nu mă uit la mine dacă sunt potrivită sau nu potrivit pentru partener. Corect. Deci ce se întâmplă este un fel de mit al persoanei potrivite. Și tinerii, când se căsătoresc, se gândesc ceva de genul, dacă aș găsi persoana potrivită, m-aș căsători cu ea și cu siguranță vom avea o căsnicie fericită. Se îndrăgostesc, cred că au găsit persoana potrivită, se căsătoresc și ajung să aibă probleme. Și atunci, în loc să se gândească că trebuie să se ocupe de problema, se gândesc, dacă era persoana potrivită, nu aveam probleme. Am probleme, rezultă, m-am căsătorit cu cine nu trebuie. Și în loc să luptă pentru căsnicia lor, ajung mai departe să se destrame căsnicia lor. Și înțeleg că ceea ce veți prezenta dumneavoastră la acest eveniment o să aibă, sau ar trebui să aibă impact asupra familiilor, dar și asupra celor care vor să întemeieze familie. Sigur. Corect. Se adresează tuturor până la urmă, nu doar cuplurilor. Sigur. Sigur. Îi așteptăm și pe tinerii care sunt în prag de căsătorie, dar nu numai. Orice tânăr care se gândește la căsătorie, că într-o zi ar dori să se căsătorească, este binevenit, tocmai pentru a înțelege ce presupune căsătoria și cum să ajungă să aibă o căsnicie fericită. Mulțumesc. Familia Leahu, haideți să vedem voi cum vă implicați. Eu sunt artist plastic și având acest talent și convingerea că familia este foarte importantă și pe propria piele și eu sunt căsătorit și avem 3 copii mici, și ne dăm seama câte probleme și câte, ce mare nevoie de sprijin avem și atenția asupra familiei, care este ideea lui Dumnezeu, am decis să ne implicăm ca și familie, soția mea Lidia, care studiază și ea psihologia familiei. Eu mă implic cu mijloacele specifice, adică voi participa la Cinema Mărăși și eu și în alte părți cu într-un mod mai inedit, adică voi face ceva împreună cu publicul, cu sprijinul publicului, indirect, mai precis un tablou care inițial pornește cu lucrurile negative, lucrurile care sunt în căsnicie inevitabil și după care lucrurile bune care le-or spune cei prezenți în sală, cei din sală, uh-huh, da, care vor vrea să participe și și cu lucrurile negative și cu lucrurile pozitive voi construi practic împreună cu ei o lucrare acolo. O mostră avem aici, exact, aproximativ. Exact, vreau să întreb, oare acest tablou pe care ni l-ai adus și pentru care îți mulțumim că ne decorează atât de frumos studioul astăzi, tot așa a fost construit și acesta anul trecut? Dacă se poate observa că e roșu și negru. Am ales special culorile astea, roșu și negru, pentru că cu negru vor fi problemele și cu roșu dragostea, care ne ține împreună și lucrurile astea de fapt ne construiesc relațiile, ne construiesc viața, așa cum și Dumnezeu
a făcut, ca și cu lucruri mai puțin plăcute și cu lucruri plăcute. De fapt, trăim în această lume și avem un scop, așa cum și în arta plastică, cu umbră și cu lumină, poți pe o suprafață bidimensională să dai impresia unei lucrări tridimensionale, numai cu umbră și lumină. Așa, deci este și umbra foarte necesară, nu numai lumină. Și în sculptură, la fel, gol și plin, în fizică, pozitiv, negativ, plus, minus, deci lucrurile astea le vedem peste tot în lumea în care trăim, că funcționează și funcționează foarte bine. Și își fac rolul, menirea pentru care au fost lăsate de Dumnezeu aici. Astfel văd și eu căsnicia ca contrastele astea dintre umbre și lumini, dar care împreună Dumnezeu ne-a chemat la un scop oarecare. Trebuie să construim ceva, să facem ceva. Pozitiv și negativ, da, toate împreună, dacă știm cum să le luăm. Da, da, și iarăși în e foarte contrariant pentru mine, pentru că nu de exemplu un regnul animal este același lucru și nu sunt atâtea probleme ca la noi oamenii. Adică acolo sunt lucrurile foarte clare și simple, fiecare își cunoaște rolul și îl îndeplinește fără probleme. Unde apar problemele este la noi. Ca dovadă că este, traduc eu, o bătălie mult mai mare asupra acestui domeniu al omului și este faptul că cel rău are un interes ca să fie destrămat și pentru asta există o luptă ca să mențină și care trebuie depus un efort ca să, așa cum și în arta plastică. Lucrurile sunt, dar trebuie să le combin, trebuie să lucrez la ele ca să rezulte ceva frumos, ceva altceva. Mulțumesc. Doamna Livia? Așa cum au spus toți antevorbitorii mei, ne implicăm ca și cupluri și am venit aici ca și cupluri să subliniem tocmai acest lucru, că relația cu partenerul este importantă, relația cu partenerul este un lucru pe durata întregii vieți în care trebuie să investim. Așa cum ai amintit la început, familia este, putem spune, sub asediu. Familiile în societatea noastră, instituția familiei este în curs de degradare, așadar noi venim cu ceva împotriva curentului, dar în acord cu voia lui Dumnezeu în care noi credem și cum vorbeam cu prietenii, unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră, așa că în săptămâna asta și în toate evenimentele în care le organizăm, dorim să atragem familiile din comunitate din nou la ceea ce contează, la investiția în cea mai importantă relație de pe pământ, relația cu partenerul. Și noi știm, soțul meu a amintit, avem copii mici sau alții mai mari și se știe că parentalitatea subjugă conjugalitatea. Săptămâna aceasta o dedicăm așezării în ordine a lucrurilor, adică întoarcere. Da. Și toate evenimentele, cina romantică, materialele despre arta căsniciei țintesc tocmai acest lucru, să aducem armonia. Armonie însemnând lucrurile la locul lor, relația, așa cum a spus, din cuplu să fie
întărită, vindecată, restaurată și promovată. Cumva să ne aducem aminte că noi am pornit de la noi doi, de la soț și soție, și pe urmă au venit copii, dar important și familia o ține, sau familia este ținută împreună de soț și soție. Da, cineva spunea cel mai bun cadou pe care îl poți face copiilor tăi este să-ți iubești partenerul. Experții în relații spun că toți oamenii avem cam aceleași nevoi, le-a organizat ei în 6 nevoi importante, cruciale, care dacă ne le hrănim unii altora, relațiile noastre vor înflori. Așa că în această săptămână vom pune sub reflector care sunt nevoile noastre și care sunt cheile de a, așa cum a spus Cristina, care sunt nevoile noastre și cum să învățăm să fim noi persoana potrivită. Aici vrem să ajung pentru celelalte. Deci, așadar, despre asta o să vorbiți? Da, cina romantică despre care vorbeam nu este doar o cină romantică, în asta stă prețiozitatea ei. Pe lângă un cadru de cină romantică vom avea și un material interactiv, incitant pentru cuplurile care vor participa, care ne va da noi chei și o nouă perspectivă, va recadra negativul și pozitivul, urâtul și frumosul în ceva cu sens. Vreau să întreb în ce constă romantismul acelei cine? Cadru, că cei doi vor fi ei doi. În primul rând, așa cum am spus, în afara copiilor, în afara presiunilor obișnuite ale vieții și un material care se adresează nevoilor noastre intime din cuplu. Ne-ați vorbit despre de implicarea voastră în aceste zile de la Marriage Week, dar eu știu că vă mai implicați și în alt fel. Biserica noastră, fac parte din Biserica Baptistă numărul 3, Iris, organizează o ieșire pentru cupluri căsătorite în 7-9 februarie, în care vom parcurge exact acest material împreună, încercând să ne hrănim, să ne consolidăm, să ne întărim relații. Acolo vor veni și copii? Nu, exclus copii. Bunici? Interzis. Rămân pe la bunici sau da. Prieteni? Da. Mai știți despre astfel de evenimente care se întâmplă în Cluj? Sau și ce alte evenimente se mai întâmplă în săptămâna asta? Deci, în primul rând, avem 3 evenimente majore, 3 seri pe tema familiei la Cineva Mărăști. În ziua de 10 februarie, de la ora 6, va fi o proiecție a unor materiale video ale vorbitorului Marc Gungor pe tema Povestea celor două creiere, respectiv cum să rămâi căsătorit sau căsătorită fără să scoți ochii celuilalt. În ziua de 11 februarie la ora 6 va fi prima sesiune video din materialul Arta Căsniciei cu titlul Dragoste apare și tot în aceeași seară va fi un performance al artistului plastic Petru Liahu, un moment artistic surpriză. Vă invităm pe toți să veniți împreună cu familia, împreună cu cei dragi. Intrarea este liberă la toate serile. Și în seara de 12 februarie, de la ora 6, va fi o seară de film cu filmul Courageous, în traducere română Curajos, o producție Statele Unite 2011, un film foarte reușit care ne învață ce înseamnă să fii soț adevărat și tată adevărat în familia ta. În cadrul aceleiași seri vom avea recitalul unui quartet de coarde, un quartet de fete și în același timp, în aceeași seară, va fi un moment coregrafic cu fetițele de la Palatul Copiilor. Va fi o seară la care invităm în special familiile cu copii, dar nu numai. La toate cele 3 serile pot să vină familii, pot să vină tineri, băieți, fete,
o să vină persoane de vârsta a treia, deci poate să vină oricine de orice vârstă sau de categorie socială, vor fi evenimente de bucurie, de celebrarea căsniciei și la toate serile vor fi seri de film, momente artistice, momente muzicale. De asemenea, ca și echipă de organizare a săptămânii căsătorii la nivelul orașului Cluj-Napoca, mai pregătim și o cină romantică pentru cuplele căsătorite în ziua de 13 februarie 2014 la ora 6 la sala de evenimente Segra. Pe lângă aceste evenimente organizate noi ca și echipă de coordonare, organizate la nivel de oraș pentru întreaga comunitate a orașului Cluj-Napoca, vor fi aproximativ 15 biserici organizații din Cluj-Napoca care vor derula evenimente, acțiuni, promoții, programe pentru familii și în total estimăm că vor fi aproximativ 40 de evenimente pentru cuple căsătorite derulate la nivel orașului de către aceste biserici organizații. Pe lângă aceasta vor fi mai multe promoții și oferte speciale oferite de către firme. Avem un restaurant chinezesc care oferă meniu 1 plus 1 pentru cuple căsătorite, restaurantul Shanghai. De asemenea... Și important este că Shanghai nu oferă doar pentru 7-14, ci pentru întreaga lună februarie, am văzut. Sigur, i-au extins promoția la întreaga lună, au numit-o luna căsătoriei. Deci, domnilor, vă invităm să vă luați soția, fie în ziua de 13 februarie la cina romantică organizată de noi, fie în oricare seară din luna februarie să mergeți la restaurantul Shanghai. Da, ce important e că la Segra trebuie să se înscrie printr-un apel telefonic. De fapt, trebuie să le mai spunem telespectatorilor, nu-i așa, că despre toate evenimentele de care ne-ai spus și firmele care se implică în săptămâna asta vor găsi informații pe site-ul vostru. Sigur, deci toate evenimentele și promoțiile din Cluj și din țară se găsesc ca să știu unde să meargă oamenii. Site-ul național al proiectului www.marriageweek.ro. Acolo găsiți datele noastre de contact și mai multe informații despre proiect. Am vrea să le mai spuneți telespectatorilor noștri încă un motiv pentru care să își sărbătorească familia, căsnicia și poate nu numai în 7-14 februarie. În mintea mea e acum o perspectivă despre România, despre țara noastră. Da, nu doar în 7-14 februarie, nu o dată pe an. E o provocare pentru fiecare dintre noi, cei care suntem căsătoriți, să încercăm să schimbăm țara nu politic, nu prin a dobândi mai multe finanțe averi, ci a da adevărată moștenire generației de mâine, care să fie, de fapt, o fundație, o fundație sănătoasă prin ascultare și printr-o viață curată și sfântă trăită în fața lui Dumnezeu. Provocarea mea pentru fiecare dintre cei care sunt soți, așa cum și Corneliu a spus mai devreme, este cel puțin în săptămâna asta să aibă un început, să înceapă. Să înceapă în această săptămână să dedice puțin din timpul lor pentru familie. Să fie un soț care face ceva mai special. Poate își dedică puțin din timpul lui și merge la cina romantică. Poate împreună cu soția vine la cinema Mărești și se uită la o sesiune video sau la un film. O să facă un pas. Îi garantez eu că primește ceva puncte emoționale acolo din partea soției. Sau poate face ceva și mai micuț, mai mărunt. Poate reușește să-și strângă rufele din dormitor și le pune în coșul de rufe. Poate doar atât. Un mic început pentru ceva mai mare. Eu aș spune, transformă-ți căsnicia într-una mai bună. Și asta nu doar pentru că ca și partener ne-am simțit mai bine, ci pentru că imaginea pe care noi o oferim ca soț și soție copiilor noștri poate să reflecte ori o imagine bună, ori o imagine proastă.
dar cu siguranță va reflecta o imagine. Și modelul căsniciei noastre nu se oprește în generația noastră. Va merge mai departe în generațiile următoare. Și investind acum în familia noastră, putem să atingem acele generații pe care nu le vom vedea cu ochii noștri. Copiii noștri, modelul pe care noi îl oferim copiilor noștri, este ca o epistolă vie pe care o trimitem în viitor, acolo unde noi personal nu vom ajunge. Așa că merită să faci o prioritate, merită să faci o prioritate din căsnicia ta. Acesta este și motoul săptămânii din anul acesta, săptămânii familiei, căsătoriei, da? Din prisma îmbunătățirii relațiilor, aș vrea să dați un mesaj telespectatorilor noștri. Deja Cristina a atins, dacă orice lucru în care vrem să ne dezvoltăm și căsătoria, eu cred că orice om de pe pământ consideră că este un lucru important, merit trebuie să investești, așa că dacă vrem să ne păstrăm relațiile de căsătorie, trebuie să intrăm în alertă și este un bun început dacă nu am început-o până acum, în alerta de a investi și de a vedea care sunt lucrurile care trebuie reconsiderate în mariajele noastre. Perioada aceasta nu este întâmplător aleasă, pentru că toată lumea știe la nivel mondial deja, este așa, există sărbătoare, Valentine's Day, în care de obicei se întâmplă tot felul de lucruri care nu-s după voia lui Dumnezeu, căsătorii de o zi și așa mai departe. Practic, ce se întâmplă atunci este o lucrare foarte, foarte puternică, de foarte mare impact împotriva ideii esențiale de căsătorie și acest proiect este tocmai ca să vină ca alternativă împotriva acestui curent destructiv, practic. Deși totul este amuzant și haios, dar are un substrat profund rău. Și din propria experiență, când am lucrat și am făcut în direct cu oamenii lucrări și tablouri, evenimente, am observat că s-a fixat mult mai puternic în mintea omului prin faptul că a participat și el și a văzut că în acest lucru a ieșit ceva. Și așa cum spun și statisticile, cam dintr-o predică foarte, foarte puțin, după 24 de ore, foarte puțin se mai rămâne în memorie. În schimb, dacă ei participă la, este un dialog, o conversație, procentele cresc foarte mult, până la 80%. Și de aceea am decis să mă implic în felul acesta, de a implica oamenii, de a face ceva, de a ieși altceva, pentru că îmi doresc ca să fixeze în mintea lor ceva și să aibă un mai mare impact în viața lor, într-adevăr să fie un început și o reorientare din iureșul acesta care se va dezlănțui în curând, în care toate posturile de televiziune, toată mass media va bombarda efectiv cu această sărbătoare, pot să zic, demonică, care pare nevinovată, dar care produce atâta rău. Și noi suntem deocamdată o mică alternativă, dar suntem. Tocmai pentru că familia este atât de supusă presiunilor și destrămării, atât în România cât și la nivel mondial, motoul pentru Săptămâna Căsătoriei, ediția 2014, este fă o prioritate din căsnicia ta. Dorim să încurajăm orice cuplu căsătorit din România și de peste hotare să acorde prioritate și importanță căsniciei. La ediția 2014 vom avea evenimente și promoții pentru familii, în principal în orașele Cluj-Napoca, Mediaș, Sighișoara, Satu Mare, Suceava și Timișoara.
veți găsi aceste evenimente și promoții pe site-ul marygig.ro, iar dacă sunt biserici, organizații, instituții sau firme care se gândesc să deruleze ceva acțiuni pentru familii, încurajăm să înscrie aceste evenimente pe site-ul marygig.ro pentru ca să afle despre ele lumea din zona în care ele au loc. Acum trebuie să încheiem întâlnirea noastră, familia Tănase, familia Leahu și Corneliu. Mulțumesc frumos pentru participare la această emisiune, aș putea să-i spun. Vă doresc mult succes și Dumnezeu să vă binecuvinteze în ceea ce veți face și în Married Week și în continuare pentru noi. Numai bine tuturor, să mă asigur pe toată.